Fece. Nu se poate așa ceva. Bă, deci este strigător la cer. Asta este strigător la cer. Să nu-ți dea un leu pentru un județ întreg în care învață 100.000 de copii. Dar sau eu cât mă sunt. Întreb, nu-l doare inima pe domnul Ponta care și-a petrecut copilăria? Păi aici? Nu-l mai doare inima, că el are alte probleme. Domnul Ponta are problemele cu baronii lui. Ori Cătălin Echefor nu-i baron. Aici e bine pentru el că scapă, nu-l caută de neau. Dar el are treabă cu Argeșul, cu Constanța, cu Focșanii, cu Liviu Dragnea, cu baronii. El are treabă cu baronii. Banii se duc acolo, la baroni. Acolo se bagă bani. Aici au fost mai bătăi pe umăr. Bă, băteți-l pe Gheorghe Fluturi, de să-i sară fulgi, să-i sară penele. Sau ce. Ei, prieteni, sunt de aceeași generație. Ce-i sară, mă, lui Gheorghe? Ce să-i sară lui Gheorghe Fluturi? N-are ce să-i sară. Vopseaua de pe aripi, ce să-i sară? Bă, băteți-l pe Gheorghe, de să-i sară vopseaua de pe aripi. Bun, șeful, hai că noi îl batem, da? Și după aia ce facem? Știi? Și asta a fost conferința de presă de astăzi, să se scoată pentru o nerealizare a guvernului în județul Suceava, care demonstrează încă o dată că acest județ nu există pe harta României pentru actualul guvern. Deci este foarte limpede. Că trei drumuri, că la Chiril, că la Stulpican, lasă-mă. O fi fost o conferință să se scoată, dar nu s-a scos deloc, din potrivă. Păi poate nu, mai face o conferință luni să se scoată. Auzi, din dacă nou. Nu făcea conferință, n-aveam eu ce comenta. Bine, că acum de văzut cum dau și ceilalți colegi. Dar asta denotă nesiguranță. O faci de pe o zi pe alta o conferință să vorbești despre același lucru. Să te contrazici de ieri și, pe azi. Da, și să te contrazici. Deci este nefiresc. Nu știu, s-a considerat sub presiune. L-au sunat la București că n-a zis bine. Că n-a... Dar ce să spun, mă, dacă realitatea este alta? De ce încercăm să o facem? Și ți-am zis, nu pot să cred ce a zis astăzi din moment ce te uiți la șoseaua de centură, care nu este gata. Mă, nu gata toată. Da, fă măcar un tronson de în exploatare. S-a zvonit anul trecut că vine Victor Ponta pe 15 august să inaugureze un tronson. Sau când a mai venit el prin toamnă pe aici, pe la Suceava, că se trage tare astfel încât... Păi noi suntem astăzi în 10 aprilie, cât e azi? 11 aprilie. Astăzi a nins, că s-a întâmplat. Păi da, lasă-mă, iarna n-a fost iarnă. A trecut o lună martie în care se putea lucra, dacă în alte părți, uite la asta, Suceava Botoșani. Se mai lucrează, nu? Parcă știu că se lucrează. Așa spune. Deci dacă se poate lucra acolo, de ce nu se poate lucra și aici? Dacă se dorește să se facă ceva. Și deci acolo nu s-a făcut și mai e un pic. Că a venit Victor Ponta și n-a spus o singură dată. A zis de mai multe ori. Și văd pe niște băieți care se cred tari șmecheri, acum mai șmecheri decât aia de la PDL care au fost, ăștia sunt mai șmecheri. Este, deci ăsta e blestemul acestei țări, că din rău în mai rău mergi, din șmecheri în mai șmecheri, tot mai șmecheri se fac ăștia. Și vin pufoși ăștia mici care au învățat de la aia mari și sunt mai răi decât aia mari. Și văd vorbind, domne, că s-a făcut o risipă de nedescris înainte, și că noi am stopat toate investițiile care așa și că noi construim acum, am văzut pe niște unii aduși de pre, nu știu unde aduși și da, s-au făcut investiții aiurea, că teren de fotbal în pantă, că bazin din not că pentru pensionari, că părții de schi unde masoare toată ziua și iarna și vara așa, dar asta șoseaua de centură. Să vină cineva să spună că este o investiție proastă. Bun, or fi. Bă, dar voi l-a stopat pe toate. Și a zis domnul Ponta de atâtea ori. Domne, în primul și în primul rând, să mergem, să dăm fonduri pentru finalizarea proiectelor care sunt aproape gata. Da? Și te uiți, funcție de câte... Nu dăm unde s-a 10% unde e început, că nu avem bani să risipim. Dar la 10% dacă s-a făcut ceva, nu dăm bani acolo. Nu asta e prioritatea. Prioritatea unde avem 70%, 80%, 90%, 100% din lucrare terminată, pentru că e păcat că s-au băgat niște bani și orice lucrare, dacă nu o finalizezi și nu o exploatezi, nu o pui în exploatare, ea se deteriorează cu timpul și pierzi sume mai mari. Evident că pierzi mai mult în cazul unei lucrări făcute în proporție de 70% decât una la 10%. Păi și unde sunt vorbele astea? Unde, vorbele sunt. Dar unde sunt faptele? Nu se găsesc faptele. Mi-e teamă. Știi? Că se va face mai repede autostrada până la Lvov, dar de la Cernăuți eventual. Alina, ai zis foarte bine, pentru că în actuala situație
politică. Evident că Uniunea Europeană încearcă Ucraina și face sprijină, încearcă să îi ademenească pe ucrainieni și așa ai văzut cum au apărut în est acolo partea rusofonă cu tendințe din astea de rupere pe modelul Crimea să se ducă înspre Rusia. De federalizare. Și de federalizare. Și Uniunea Europeană nu își dorește să piardă toată Ucraina. Și trebuie să le arăți ceva oamenilor. Că, și să le dea ceva. Bă, nu, să le dai să ceva. Le știi? Și eu cred că într-un timp relativ scurt, dacă putem vorbi despre timp relativ scurt, scurți în proiecte de o asemenea pentru învergură, se va face autostrada să iasă ucrainienii în Polonia, să se ducă în vest și să vină. Și din nefericire, dar ambasadorul Germaniei când am fost acum două zile la Suceava, trei zile, și când am spus, domne, că fără autostrăzi, fără o infrastructură solidă și serioasă, nu aveți șanse să atrageți investitori. Păi ambasadorul Germaniei, ambasadorii Alina și tu știi foarte bine, au niște informații foarte exacte și foarte serioase și foarte actualizate. Deci orice ambasadă și cu atât mai mult ambasadele din țările puternic dezvoltate și Germania este o superputere, au niște informații pe care nu le are multă în lume din România. Și omul ăla când a venit la Suceava și a spus, a vorbit despre infrastructură, el a vorbit pentru că ar fi știut că se face autostradă. Nu, pentru că omul știa că nu se face și a zis, bă, voi degeaba vă zbateți aici că oportunități de afaceri cu bundița, cu jderul. S-a întâmplat în nenumărate rânduri, știi? Ca marile companii din vestul Europei să nu aleagă România pentru o investiție, tocmai no, și s-a oprit la cauză. Timișoara, s-a oprit la Cluj, unde e mai aproape de graniță, știi? Sau s-a oprit în Ungaria. Și ambasadorul n-a vorbit aiurea aici, Alina. N-a vorbit. Știi că noi suntem ultima găină. Și a venit la găină și când a văzut cu aia, stați, bă, dacă nu faceți infrastructură, rămâneți găini. Bun, înțeleg, ăsta este rolul nostru de găină, dar să ne spună cineva, să ne luăm gândul și să fim județi eminamente. Crescători de găini. Crescători de păstrăvi, de capre și de jderi. Mă, dar să spună, să nu mai au din asta că facem parc industrial, că facem avioane, că facem rachete. Zi, mă, voi sunteți niște țărani și trebuie să rămâneți țărani. Și țăranii în secolul 21 cresc vite, cultivă cartofi și dansează din buric și din cămeșoaie și țari când vine Elena Udrea la Suceava. Spune-o-mă așa, ca să nu ne mai complicăm. Și nu se face autostradă, că la țărani, țăranilor nu le trebuie autostradă. E suficient ca asfaltul cât este. Spune așa și am înțeles. Dar nu trebuie să ne îmburicăm. Și ori să facă autostrada pe Livov-Cernăuți și o să ducă investițiile în partea altă. Și o să rămână de la Pașcani până la Siret, până așa? O rută ocolitoare așa. Niște țărani. O să rămânem niște țărani. Ceea ce suntem acum. Suntem considerați niște țărani. Și aia o să fim în continuare. Suceava nu există pe hartă, nu există nici din alt punct de vedere. Premierul Victor Ponta nici măcar nu vine de Paște în Bucovina anul ăsta. Da, el vine, el a venit numai în campanie electorală și s-a păi dat Sucevean. Păi așa zic, măcar de o campanie. Și s-a dat în Sucevean. Nu, dar acum partidul merge așa din inerție. PSD-ul e ca PDL-ul în urmă cu câțiva ani. Dar e în cădere? Nu, n-are cum să fie în cădere. N-are, deci n-are, PSD-ul acum nu este în cădere. PSD-ul atâta timp cât Victor Ponta este un foarte bun comunicator și a înțeles ce își dorește poporul român. El a înțeles foarte bine cu echipa lui de strategi și în condițiile în care ai văzut cât lumea a votat pe PDD-ul și ai văzut cum se votează în general și ai văzut ce fel de oameni trăiesc în țara asta, mulți dintre ei, și domnul Ponta încă este pe val. Dar o să fie cum a fost și cu PDL. Oricine are un urcuș și un cobor și este impozit, nu poți să rămâi numai acolo sus. Din nefericire pentru domnul Ponta, el a intrat într-o zonă în care l-au băgat consilierii lui și el este un băiat deștept, pe cuvânt. Eu am avut ocazia să-l cunosc și cu umor și cu ce vrei tu. Mă, dar știi, anturajul strică și l-a stricat anturajul pentru că l-a împins într-o zonă în care crede că toată lumea în țara asta e fraieră. Și că toată lumea înghite la nesfârșit aceleași glume și aceleași găluști și aceleași prostii și același antibăsism care i-a dus
Păi înțeleg cu asta, dar fă și ceva. Nu, nu mai asta și nu mai. Își pierde obiectul muncii. În noiembrie își pierde obiectul muncii, dar nu interesează. Băi, să ia toată puterea. Și din nefericire, pentru el ca persoană mă refer, s-a dus într-o zonă în care l-au târât consilierii lui din asta care îl pune într-o situație nefericită pe el. Și acum PSD-ul este pe val, este tare, a dat niște bani la pensii, așa, din fericire pentru PSD, PDL-ul a avut o prestație catastrofală pentru că s-a lăsat tras, mânat de la spate, târât de Traian Băsescu. Că dacă ar fi avut sânge în instalație, nu se lăsa târât. Și s-a lăsat numai în baza lui. Și el după aia a scuipat ca pe niște măsele stricate pe ăștia la PDL și a făcut treaba, i-a dat afară. Că dacă PDL-ul nu se lăsa în baza lui, n-ajungeau așa. Și zice, stai mă, dar cu cine? Pe Crin Antonescu l-au terminat. Deci aparatul de propagandă uriaș al PSD-ului. Absolut, și obraznic. Este uriaș și obraznic. Aparatul l-a terminat pe Crin Antonescu, PNL-ul se târie, PDL-ul s-a terminat singur, PMP-ul mai cu Traian Băsescu, mai urcă un pic, cu DMN-ul nu mai contează. Și lumea zice, asă bă cu ăștia, că asta e treaba. Zice, acum. Au țăranii din Suceava, țăranii de care spuneai tu mai devreme, o vorbă, fie roată și pătrată, tot se mai învârte odată. Bă, asta n-am știut-o. Da. Asta n-am știut-o, acum am învățat. Știu, îți spun da? Sigur. Da. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, comentariul zilei a ajuns la final. Sunt Alina Mihăiescu. La revedere!